Mă aflu într-unul dintre căminele Universității Politehnica din Timișoara și chiar dacă majoritatea studenților sunt plecați acasă, o parte dintre ei au rămas la serviciu sau să întreprindă anumite activități cum ar fi voluntariatul sau practica. Dacă cineva m-ar întreba care este mâncarea preferată a studenților, aș spune fără ezitare roșii cu brânză. Dar Andrei știe mai mult de atât. Haide să-l cunoaștem. În timpul în care nu este la serviciu, lui Andrei îi place să stea mai mult în bucătărie. Nu-i așa, Andrei? Da, salut, așa este. Salut, spune-mi mai multe despre tine, să te cunoască și telespectatorii noștri. Mă numesc Andrei Ștefan Ciprian, sunt la facultate, la Politehnică, la facultate construcții, inginerie civilă pe secția de limba germană și în timpul liber, când nu stau la facultate sau lucru cum e pe vacanță, cel mai mult timp îl petrec în bucătărie. De unde ești tu, Andrei? Sunt din Târgu Jiu, adică sunt oltean, dar acum, momentan, trebuie să locuiesc în Timișoara. Ai spus că îți place să-ți petreci timpul în bucătărie. Ce îți place mai mult să faci? Pentru că o să aflăm mai târziu și care este serviciul tău. Îmi place foarte mult să gătesc preparate din carne, ciuperci, îmi place să fac pâine. Cu desertul mă descurc foarte ok, dar știu să fac și câteva deserturi, gen cozonac, chec, între astea mai tradiționale. Te-au cerut prietenii tăi să le pregătești vreun fel de mâncare? Da, cel mai des am de făcut pizza, foarte multe deodată, deoarece se strâng foarte mulți prieteni și trebuie făcute mai multe. Ce ne pregătești astăzi? Astăzi o să încercăm să facem o pâine de cămin, nu de casă. O să încercăm să facem un pui în crustă de fulgi de porumb și semințe de susan, o salată de vinete și cam, da, și niște cartofi cu smântână și praz și cam atât. Să vedem practic, că reușim. Practic niște delicatese pentru un student, că nu oricine știe să facă asemenea bunătăți. Poate nimeni nu știe oricine să facă, dar trebuie doar încercat, că nu este atât de greu. Este chiar foarte ușor. Păi, hai să trecem la treabă. Cu ce începem? Cu pâinea. Spune-mi ce ne trebuie pentru pâine. În primul rând, un castron în care o să plămădim, unul în care o să amestecăm drojdea cu apa, cu făina, drojde, sare, ulei, eu folosesc de măsline, poate și normal. Este mai bun cel de măsline? Da. Așa zic toți bucătarii că este mai bun. Și o să ne trească și puțin zahăr. Știu că sună anormal, dar o să ne trebuiască. Bun. Cam apă. Atât pentru pâine. Da, și apă. Și apă, da. Da. Și să măsurăm apa. Apa trebuie să fie călduță, nu fierbinte, nu rece, să fie călduță. Să așteptăm un pic după robinet să se încălzească mai bine. Da, pentru că trebuie să precizăm, este o bucătărie de cămin. Da, o bucătărie de cămin, totuși bucătărie. Între timp, mai spune-mi, ce-ți place ție să faci în timpul liber, în afară de a găti? Da, să mă uit pe internet după rețete de gătit. Deci tot pentru gătit? În mare parte, da. Mai joc și tenis din când în când, tenis de câmp, dar căldura asta de afară este foarte greu acum. Bun, începem. Ah, da, ne trebuie și făină la pâine. Asta e cea mai importantă. Nu neapărat, merge și fără. Da. Bun, avem aproximativ 150 de mililitri de apă. 300 de mililitri de apă. 150 în cazul în care facem mai puțin. Da, depinde cât de mult facem. Un cup de drojdie proaspete de, are 25 de grame, cred. Cam așa. O lingură. Neapărat drojdie din asta mică sau se poate folosi și la pachet mare? Se poate folosi și la pachet mare, doar că trebuie să știi gramajul aproximativ. Adică asta are deja gramajul. Da, la acesta știi gramajul. Trebuie o lingură de sare. Așa. E importantă sarea în bucătărie, nu? Cam nu are nimic gust fără ea, deci e extrem de importantă. Ai gătit ceva mai special, un fel de mâncare mai complicat până acum? Complicat. În mare parte nu mi se par complicate. Îți place să încerci orice? Da.
Sunt curios să văd dacă reușesc să fac exact cum ar trebui să arate sau să aibă gustul. Ai făcut vreodată ceva ce nu ți-a ieșit? Da, am și greșit. Am încercat să fac o ruladă din piept de pui de curcan și în rețetă aveam nevoie de portocale. Doar că am omis să citesc că portocalele erau confiate și după aceea nu mi-a plăcut așa mult ce a ieșit. Adică a ieșit un pic mai amar decât ce trebuia să fie din cauza cojei. Dar, în general, îmi iasă. Părinții tăi ce spun de faptul că tu știi foarte bine să gătești? Părinții, mama este bucuroasă că nu mai este nevoie să-mi gătească ea. E mai neobișnuit, în cont de faptul că tu ești băiat. Este neobișnuit, dar dacă mie îmi place, nu contează, nu? Așa e. Bun, aici, gata, am făcut compoziția care... zahăr, am uitat de zahăr. Am pus ulei de măsline, sare, drojdie, apă. Pune și un pic de zahăr care ar trebui să ajute la crescut. Adică pâinea o să crească mai mult din cauza zahărului. Nu știam lucrul acesta. Da, zahărul ajută într-un fel și el pe acolo. Asta n-aveam de unde să știu, am aflat și eu. Bun, în castronul ăsta o să punem făină. Pentru compoziția noastră, cam jumătate de kilogram de făină ar trebui să ne ajungă. Dar depinde de făină, cât de bună este și cât de multă apă poate să... În principiu pui cam jumătate de pachet, nu? Da, păi pachetul este de un kilogram, cam jumătate. Acum ai putea să ne spui și unde lucrezi, pentru că am spus la început că ai un serviciu nu chiar în legătură cu facultatea pe care practic o studiezi. Da, am reușit cam de aproximativ o lună să mă angajez într-un restaurant ca să pot să fac ce-mi place până la sfârșit. Un restaurant din Timișoara. Da, da, un restaurant din Timișoara. Și este foarte frumos. Are un anumit specific restaurantul sau? Da, specific bănățean. Dar sunt și alte preparate. Tu ești oltean. Îți place să faci și mâncăruri oltenești și bănățenești și tot felul sau? Nu contează ce specific au atâta timp cât îmi plac. Țin din adins să fac ceva specific oltene sau nu. Dacă este bun, nu contează ce specific are. Bun. Aici amestecăm momentan cu lingura. Pentru că cu mâna ar fi destul de haios să încercăm din prima. Pentru cei care nu știu, mai întâi se mestecă cu lingura și apoi cu mâna. Da. De ce? Da. Păi, na. Se prinde pe mână și da, se dă greu. Foarte tare pe mână și o să trească când ne spălăm cam 10 minute într-una să se ia tot. Bun, acum deja nu mai putem să folosim lingura. Da, ne-am spălat pe mâini prealabil, așa să... Da, asta e cel mai important, să ne spălăm pe mâini înainte să ne apucăm de gătit, nu? Da, asta este primul lucru. Dar este ciudat că un băiat face pâine, pentru că până acum nu am cunoscut băieți care să știe să facă pâine. Chestia cu pâinea am încercat-o prima dată când stăteam în Târgu Jiu și am încercat, la un moment dat am rămas fără bani, că deja eram prins în alte chestii și am rămas fără bani, dar aveam făină și drojdie și am zis, hai să-mi fac pâine, n-aveam pâine. Și am încercat și am rămas surprins că a ieșit și de atunci am foarte rar mănânc pâine cumpărată. Fac. Cred că odată la 3 zile îmi fac pâine. Pentru că singur pot să mănânc 3 zile liniștit dintr-una. Și oricum pâinea de casă este mult mai bună decât cea cumpărată. Categoric. Fără ameliator și toate tâmpenile, euri și chestii care nici măcar nu le știm numele. Bun. Compoziția aluatul momentan cam așa ar trebui să arate. Bine, în principiu făina, drojdea trebuie să aibă temperatura camerei când le folosim.
Punem pâinea la dospit într-un loc călduros, aproximativ 10-15 minute, cât să crească mare și pufoasă. Apoi o frământăm din nou, o punem într-o tavă unsă cu ulei și pudrată cu puțină făină. Așezăm pâinea, o pictăm cu ou și aruncăm pe ea semințele de in, susan și mac. O băgăm în cuptorul încins și o lăsăm aproximativ o oră, iar apoi o scoatem. Cam așa arată. Ce părere aveți? Și în continuare ce o să facem? Ținând cont că este vară, trebuie să facem o salată. Și o să facem o salată de vinete, tradițională noastră românească. Ce ne trebuie? Ne trebuie vinete copte, trimise de acasă, gata, copte. O să ne trească la fel sare, ouă, două o să fie fierte, două o să fie crude. Asta nu știam. Maioneza se poate face și doar din ouă crude, dar consider că e mai bun așa. Bun, ouă, avem ceva ceapă, neapărat. Tot trimisă de acasă. Da, crescută că aș trimite de acasă. Și cam atât. Să trecem la treabă. Da. Două punem la fiert. Să încercăm plita cea frumoasă. Dar nu, încercăm pe cea asta, că trebuie să fie mai bună. Avem plită cu taci. Mulțumim căminului. Bun. Acum o să încercăm să tocăm vinetele, pentru că ele nu sunt tocate și o să fie foarte mari când o să încercăm să mâncăm. Dar se pot coace și aici, în cuptor. Da, se pot coace, doar că o să fac un miros destul de puternic dacă sunt coapte aici. Dar pentru cei care nu le-au coapte de acasă, se pot coace și în cuptor. Da, categoric. Se pot coace direct pe grătarul cuptorului sau pe o tavă. Foarte ușor. Acum încercăm să tocăm vinetele, care mai sunt un pic înghețate. Dar au fost congelate înainte. Da, au fost congelate, că altfel nu rezistă călătoriei. Sunt câțiva kilometri. Tocmai din Târgu Jiu. Și acum o să facem ceva gălăgie. O să avem o gen cuțit bardă, cum zicem noi. În continuare o să facem maioneza, nu? De fapt, tu o să faci. Da, dacă vrei, te pot lăsa și pe tine. Două ouă crude, pe care trebuie să separăm albușul, nu, gălbenușul de albuș. Gălbenușul ne trebuie, albușul nu. O să-i facem vânt, adică o să-l aruncăm. Practic o să facem maioneza din două gălbenușuri crude și două fierte. Nu mi-ai spus în ce an ești la facultate. Sper că am trecut în anul 3. De ce spui sper? Nu am reușit să ajung la toate prezentările la practică și înțeles că pot să apară probleme, dar sper să reușesc să trec în anul 3. De fapt, bucătăritul ăsta este o pasiune de-a ta. Da, o pasiune care vreau să o fac în stil în care să o dezvolt. Să trăiesc, să muncesc pe chestia asta. Da, acum două gălbenuși crude, două gălbenușuri fierte. Și le amestecăm. Și acum amestecăm tradiționala noastră maioneză. Da, care nu este făcută cu mixerul, cu lingura de lemn. Da, tradițional tocmai de asta, lingura de lemn. Cea de inox este bună și aceea, dar nu atât de bună ca cea de lemn. Și amestecăm așa frumos până când o să reușim să scoatem o maioneză din ce avem noi aici. Cam cât ulei ar trebui pus? Pentru salata noastră o să pun undeva la 150 de mililitri. Cum putem evita ca să nu se taie salata? Că se mai întâmplă de multe ori. Una dintre regulii... De fapt, maioneza. Da. Una dintre reguli este mestecarea întotdeauna în aceeași direcție. Adică ori spre stânga, ori spre dreapta. Dar chiar dacă mai greșești mai dai încă o dată, așa nu este chiar catastrofă. Dar se poate tăia din cauza asta. Una, să nu punem foarte mult ulei deodată. Și cam asta ar fi. Bine. Și dacă din greșeală totuși se taie salata,
Ce putem să-i mai facem? Putem să o rezolvăm adăugând zeamă de lămâie sau oțet sau apă minerală. Bine, nici acestea în cantități foarte mari, câte puțin. Și se poate remedia. Sau muștar. Bine, în general muștarul se pune pentru că maioneza, mai ales aceasta făcută, nu cumpărată, pică mai greu la stomac, este mai sățioasă așa. Și trebuie să mai punem muștar ca să-i mai schimbăm puțin gustul, să devină un pic mai bună. Adică putem să mâncăm mai multă, fără să ne vină rău de la ea. Și... sau chiar și oțet, dar muștarul este mai ok. Sau lămâie, depinde. Asta trebuie notat, pentru că multe persoane nu știu lucrurile acestea. Da. Și dacă nu cunoaștem, ne uităm pe internet și găsim o mie și una de modalități de a face maioneza, o mie și una de păreri, dar cel mai sigur este să încerci și să vezi care este cea mai bună soluție. Pentru mine cea mai bună soluție e cu apa. Mi se pare mai bine. Și dacă vreau să mai schimb din gust, pun muștar. Te-ai gândit să-ți faci un blog cu și despre mâncare? Blog nu m-am gândit. Am fost îndrumat să-mi fac, dar nu. Am doar pe Facebook un album numit Bucătărie, în care am aproximativ 160-170 de poze doar cu mâncare. Și doar mâncare. Dar am renunțat să mai pun poze, pentru că deja am început să primez reclamații, gen, băi, tu stai în cămin și mănânci tot ce vrei și noi murim de foame prin sesiuni, și am zis că nu mai, să nu fac rău oamenii. De la cine ai primit asemenea reclamații? Colegi din liceu care sunt în alte orașe, la alte facultăți și care nu își permiteau să-mi reproșeze așa ceva. Și mi-au reproșat chestia asta. Bine, că dacă stăm bine să ne gândim, nu oricine poate să mănânce asemenea specialități, nu? Nu sunt chiar specialități, dar se pot face specialități. Pentru un student nu. Care nu are un venit ca tine ca să lucreze sau... Nu, e chestia că foarte multe din materia primă le primesc de acasă. După ce fac o călătorie de vreo 300 și de kilometri, ajung și pe la mine materia și atunci nu cumpăr foarte multe chestii. Crezi că un student are și mai convenabil dacă și-ar cumpăra produsele sau le-a primit de acasă și-ar găti decât să mănânce în oraș, de exemplu? Da, ești mai ieftin, dar dacă te limitezi doar pentru tine să gătești. Eu nu ies deloc ieftin, în contră, toți banii consum pe mâncare. Și cam asta, se duc banii mei pe cumpărat tot felul de ingrediente, să încerc. Și... ar trebui să fie mândri părinții tăi de tine, pentru că tu nu cheltuiești banii pe alte chestii cum fac băieții din ziua de azi. Bun, acum să nu fim ipocriți să zicem că nu consumăm și alte chestii, dar în mare parte pe asta se duc banii. Bine, nu sunt așa mândri pentru că tot cheltuiesc bani, nu mai contează pe ce neapărat, dar tot se duc banii. Da, maioneza noastră începe să prindă consistența dorită. Acum o să amestecăm salata de vinete cu maioneza, nu? Da. Avem aici maioneza, o contează, putem să punem întâi vinetele, pe aceea, așa, ceapă. Nu contează că este tocată mai mare, nu? Este mai bună. Nu, din contră, trebuie să fie mai măricică pentru că trebuie să-i simțim prezența în compoziție. Acum amestecăm până reușim să integrăm ceapa și cu maioneza în vinete. O să trească să punem și ceva sare, dar sarea întotdeauna după gust. Se adaugă la final. Da, după gustul fiecăruia. Pentru că sunt persoane care nu consumă absolut deloc sare. Nu înțeleg cum, dar sunt. Și de asta trebuie să... Poate au anumite interdicții de la medic. Nu cred că există viață fără sare. Sincer, adică nu aș putea să mănânc absolut nimic. Cam povestea, starea în bucate, nu? Corect. Nu au făcut povestea degeaba. Știu. Cred că era o bucătare aia care a făcut povestea. Ar trebui să ne ajungă sarea asta acum. Și în continuare ce o să mai facem? Următorul fel. Facem o
un piept de pui pe care o să-l panerăm în fulgi de porumb și semințe de susan. Și cam de asta și avem nevoie, adică de pui, fulgi de porumb, semințe de susan. Dar o să ne mai trească și ou bătut. Sună interesant. Da. Ou. Ai mai făcut? Nu am mai făcut, dar ceva asemănător. Merită încercat. Da, merită încercat asta categoric. Pentru început trebuie să batem puțin carnea cu ciocanul de bătut, ciocan de jnițele, așa se spune. Acum s-ar putea să te stropesc puțin. Am bătut carnea, nu foarte gros, nu foarte subțire, potrivit. Acum o să batem oul. Și ce o să facem cu ou? O să trecem carnea prin ou. Apoi... La fel ca la șnițele. Da, exact ca la șnițele. Acum fulgi de porumb. Mai adăugăm câțiva. Pentru ce ne trebuie fulgi de porumb? După ce o să trecem carnea prin ou, o să trecem prin fulgi de porumb. Trebuie să-i zdrobim puțin, pentru că sunt un pic cam mari. Nu știu foarte. Știu că se mai face și cu pesmet, așa se face la șnițele, nu? Da, cu pesmet. De obicei se dă prin făină ou pesmet. Acesta e clasicul. Dar pesmetul poate fi înlocuit cu foarte multe chestii. Ia spune, ți s-a întâmplat să cucerești vreo fată cu vreun fel de mâncare? Da. Sunt în continuare împreună cu victima care am reușit să o cuceresc în felul ăsta. Asta e un lucru bun. Da, e un lucru bun, da. Mă gândesc că dacă o să mă las de gătit, să nu rămân și fără ea, așa că o să trească să continui cu gătitul. Am o motivație mai aparte. Da, acum băgăm semințe de susan. Din belșug. Cred că ajung, nu? Da, o să încercăm să amestecăm un pic, dar de obicei nu trebuie. Bun. Acum trecem carnea prin ou. Cât de des mergi acasă? Acasă? Destul de rar. Deci trebuia să te întreb cât de rar mergi acasă. Da, cât de rar merg acasă, asta era întrebarea potrivită. Mai ai frați sau surori? Da, mai am un frate mai mare, care este tot aici în Timișoara. Dar nu are același preocupări ca tine? Nu chiar, dar mai gătește și el din când în când. Pieptul de pui îl prăjim ca pe gogoș într-o baie de ulei și pe o parte și pe cealaltă, iar apoi îl scoatem pe o farfurie pregătită în prealabil cu șervețele. Garnitura o să fie cartofi bănățeni cu smântână și praz. Prazul fiind oltenesc, de altfel. Și de ce li se spune cartofi bănățeni dacă totuși conține praz? Probabil prazul nu e chiar atât de oltenesc pe cât credem noi. Este folosit și bucătăria bănățenească, cum s-ar spune. Bun, pentru asta o să avem nevoie de cartofi, care deja i-am tocat, așa trebuie să fie mai mari, praz și smântâna, care momentan încă e în frigider. O să o aducem imediat. Cartofii o să trească să-i prăjim în baie de ulei, separat, apoi în altă tigaie o să călim prazul în puțin ulei, o să adăugăm cartofii gata prăjiți și smântâna o să îi învârtim puțin în tigaie și tot o să fie ok. O să-i punem lângă carne și o să putem să mâncăm fericiți. Să trecem la treabă. Ok.
Cam așa arată masa unui student bucătar. Avem, mai exact să ne spună Andrei ce avem la masă, așa cum am spus și la început. Bun, avem salata de vinete cu un design din roșii, ceapă verde, măsline și brânză. Aici avem cartofi bănățeni cu praz și cu pieptul de pui tras prin fulgi de porumb și semințe de susan. Și, bineînțeles, pâinea. Și aici avem un sos care l-am preparat mai devreme. Este un sos de usturoi cu ardei iute și cimbru și busuioc. Noi o să ne punem să mâncăm și vă dorim și dumneavoastră poftă bună dacă o să încercați aceste minunate specialități pregătite chiar de un student din cadrul Universității Politehnica din Timișoara. La revedere!